Cred că am avut un slide în plus. Și ca să revenim la vedeta zilei de astăzi, Nokia E7. Nu o să vorbesc foarte mult, pentru că avem terminalele aici. O să vă rog chiar să le experimentați nemijlociți, să ne puneți întrebări. Dar pentru mine personal, primul lucru pe care îl aduce acest terminal este un form factor perfect. Nu opinia, convingerea mea, pentru că utilizez acest terminal și am așteptat foarte multe probleme. Are tot ceea ce poți să-ți imaginezi că ai avea nevoie atât de la un terminal mobil, de la această formă cu tastatură pivot, care îți permite să-l utilizezi într-o manieră pragmatică, rapidă, intuitivă, până la touchscreen, o cameră performantă, capacitatea de a filma și de a reda, de a fotografia HD, și nu în ultimul rând, conectivitatea cu platforma 8. Poate acesta o vizită evident și beneficiem și de un ecran de dimensiuni mari. Experiența pe care o avem cu aplicațiile downloadate e una deosebită. Noi, în România, am constatat că terminalul numit de către Nokia Communicator, în trecut, a avut un foarte mare succes și a fost întrebat foarte multă vreme în mod secvențial de către consumatori, de către retailer, de către operatori, când o să avem un nou communicator. N-am avut un răspuns până astăzi. Dacă vă uitați la terminalul ăsta, este evident un urmaș și al communicatorului Nokia și discutând din interviu cu atât consumatorii cât și partenerii noștri de business, am ajuns la concluzia că va lua locul cu succes communicatorul pe care noi am hotărât să-l oprim cu câțiva luni. Evident, communicator fiind este optimizat și pentru utilizarea de business. Dar noua lume în care ne aflăm, noua industrie, ne permite să folosim, ne obligă să construim terminale care sunt utile și pentru entertainment și de aia revin la ceea ce am spus la început. Terminalul ăsta este complet. Este în egală măsură un terminal de business cât și un terminal de entertainment. Acestea fiind zise, aș putea să regândesc puțin agenda până invit pe colegii, partenerii noștri de la Nestle să-ți spună câteva cuvinte și până ne vom pregăti laptopul. Dacă aveți întrebări specifice legate de ce v-am zis până acum sau altele pe care le aveți în minte, vă promit că mă străduiesc să găsesc un răspuns. Nu vă promit că vă răspund pentru că, după cum știți, suntem foarte aproape de anunțarea datelor financiare trimestriale globale și condițiile astea, niciun fel de afirmație care conține cifre nu mi este permisă în acest fond. Apelez la înțelegerea dumneavoastră, dar dacă aveți de greșe întrebări legate de strategie, de ce v-am prezentat, cu plăcere.